Bună dimineața, vă salut! Vă salut de aici, din sat. Astăzi sunt ultima zi, ultimele ore mai exact. Peste câteva ore plec spre Novomoskovsk, spre Moscova, de acolo spre Moscova. Dar nu înainte, zic eu așa, de a vă arăta locuri de pe unde am fost vara asta. Locurile care mulți dintre voi le-au văzut, cine mă urmărește, cine ne urmărește de mult timp, a fost pe aici și vara. Și tot mulți dintre voi m-ați rugat să cumva poate fac legătura, poate merg la Sasha, poate pot să arăt peizajele din urmă de vară, doar că iarna, sub alte straie. Și dis de dimineață mi-am tras cojocul, căciula, și zic, hai că merg să înfrunt troienile de aici, troienile până la genunchi aici, pe unii curățate, bine, dar pensat așa, de la casă la casă, zăpada este până la genunchi, foarte greu te deplasezi, dar zic, hai că merg să vedem locurile pe unde am fost și vara asta. Astăzi, deci este un video, un videoclip voi face despre sat, despre cum arată satul, cum arată, nici măcar nu pot să zic viața la țară, dar cum arată țara, cum arată satul rusesc, un peisaj de iarnă. Deci haideți să-l explorăm așa, de-a încetul. Naida a venit cu mine, bravo Naida, când e foarte devotat. Deci voi începe chiar cu lacul, unde am fost cu Ghena, cu fratele lui Sasha la pescuit. De aici vom începe. Chiar aici am fost la pescuit, unde stă Naida. Așa, aici. Totul este în albul iernii, iscolit, acoperit cu zăpadă. Ne îndreptăm spre pădure. Era vara, era totul verde, era totul ascuns cumva. Toate casele erau ascunse. Acum frunzele s-au dus, au rămas pomii goi și se ivesc casele. Foarte multe case. Iată așa. Eu făceam imaginația că satul e mai mic, dar el este destul de sat. Naida! Пойдем! Пойдем, Найда! Давай! Te obosești, te sleiești de puteri. Stratul ăsta de zăpadă. Dar e frumos în sat, domină o liniște. O liniște de ce? De ce? De copilărie. De sat. Unde nu s-aude nimic. Doar câinii. Șuieratul pădurii. Șuieratul vântul în pădurii. Și asta-i. Asta-i liniștea care zdoboară sufletul. Hai că am ieșit la o oază de drum. Obositor, bre. Te sleiești îndată. Aici drumul este curățat, fiindcă cumva sunt în jurul drumului, este mai dens. Viața este mai densă, mai mult casă, așa. În unele locuiește lume, acum pe timp de iarnă, în unele fum nu văd, înseamnă că sunt locuințe de vară. Deci
este pentru cei din Tula sau din Moscova, care vin doar vara. Altele sunt abandonate, deși un loc foarte bine amplasat aici, chiar centru, pot să-i spun așa, în centru, lângă râu. A, în videoul de astă vară aici era și un tractor. Tractorul a plecat pe brazdă, nu-l mai văd. Haideți că mergem îndată și la casa. La casa care am vrut să o cumpăr eu. Să vedem ce mai este pe acolo. Ies fum prin hogeag. Iată și ei. Și până aici am mers tractorul cu curățatul. Dar casa e chiar aici, chiar nu departe. 10 metri. Iată casa. Asta e casa, se împarte în două. Eu ar fi trebuit ca și cum să iau jumatea aia de casă. Așa, cu patru ferestre care se văd, jumatea asta aparținând altcuiva. Este amplasat foarte bine, super de bine. Lângă râu, într-acolo este râul. Mestecinii ăștia era să aparțină tot mie, iată. Cu pomi, 30 de acri sau sote de pământ în jur. Adică amplasată foarte bine, foarte super de bine amplasată casa. Aici mai era și un beci, este de fapt și un beci acolo. Un beci mare care aparține casei, stăpânului casei. Amplasată super de bine. Da, Naida? Naida? Și Naida, țăghine? Adia. De fapt, din ce povestește Sasha, în sat nu mai sunt case de vândut, de vânzare. Totul s-a cumpărat. Moscoviții cumpără moscoviții. Moldovenii au cumpărat, mai ales după videourile care au fost de aici din sat. Mulți au mai l-au recunoscut pe Sasha, au preluat legătura și și-au luat case pe aici. Deja sunt vreo 5-6 moldoveni pe aici. Prin sat, pe aici. Chiar prin sat. Am ușa mea de vreo moldovan pe aici. Vreo abonat. Pe drum în față avem casa doamnei profesoare din video. Tot o eroină din videourile mele. Din videourile noastre de vară. Chiar drumul ne duce drept în poartă. Ia să văd. Este cineva pe afară să-i dau măcar un bună ziua. Un salut de la voi. Hai că cineva vine. Câinele latră. Stăpânul iese. Vedem cine este. Să zic măcar un bună ziua. Здравствуйте! А госпожа учительница дома? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не помните? А что? Госпожа учительница дома, я вас... Госпожа учительница на уроках. А я пришел поздороваться с ней. Вы меня не помните? Нет, помним. Вот. Хорошо помним. Да. А я пришел вот поздороваться, передать привет ей от всех подписчиков моих. Спасибо. Комментарий много, было много комментариев хороших. И вот многие из них попросили передать привет. Хорошо. А она на уроках. Ну, да. Она на уроках где-то будет в час примерно. А, все, я сегодня уезжаю в Москву. Я к Саше на 2 дня. Как у вас дела? Да помаленьке, он зарываем все в снегу. Ну да, ну хоть у вас почищено, смотрю, у вас, а там... Нет, мы чистим тут сами, вот тут. Сами почистили? Сами, у нас этот, как он, трактор или как называется? Да, 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 да. Вот у нас только вчера там, вчера ночью почистили. Ну, вчера у нас вот это самое, трактор маленько поюлозил. Она вчера даже с детьми не вышла сюда. Ну, по да. Колено было все занесено.
Так что... Да. Ну что ж, ладно. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Doamna profesoară este la ore. Se muncește. Deși astăzi este sâmbătă, pare mi se, din câte, dacă nu m-am pierdut și eu în timp și în spațiu, că aici în sat repede te pierzi în timp și în spațiu. Aici de două zile mă aflu, noaptea dorm, dacă în Moscova mă mai doare spatele, mă mai învârt, mă mai... De fapt, cum își spun eu de fiecare dată, că dacă aș... că nu-mi place Moscova, deși nu-mi place Moscova. Ia ca anume din motivele astea, de la gălăgie, rău dormi, gândul mereu zboară nu știu unde. Nici nu atâta gălăgia mă deranjează de Moscova, cât gândul la ziua de mâine. Banul ăsta. Banul, de unde să iei, ce să faci, cum spui. Ai și timp parcă s-a oprit în loc. Stă timpul în loc, lumea își vede de vital. De liniște. Viața la țară ideală. Doar că la viața la țară cum? Trebuie și bani. Că de întreținut întreții casa. Pădure este, gaz este, să spunem așa. Da, chiar gazul poate să nici nu-ți trebuiască. Pădure este o mică sursă de venit, dacă ar fi, fiindcă cernozem, pământ, ajunge la tăț, totul, întrebarea rămâne doar la micul venit. Case sunt, văd case, doar că nu văd fum să iasă din hojag. Я зацеплю свою свечку на пригорке родины, на тропинке вдоль по речке черная смородина. Bine că drumurile sunt curățate, că eu chiar îmi făceam grijă cum a să ies din sat, să ajung la șosea care se află undeva pe încolo și deja de la șosea faci legătura cu Novomoscovscu. Bine că au curățat aseară, seara târziu. Iată, vedem în față, în prim plan acolo, vedem mașina încă a unui erou din filmele noastre. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, шабучий. Как вот сюда вот машина? Плохо, что замерзла. Вот, да, вот. И они бы, эти булыжники, прям такие, о. Сейчас мне только пробить вот сюда, машину с дороги убрать. Ну, хотя бы, да, какой-то карманчик сделать. Сейчас, карман. Ладно. Пошел я дальше снимать свой фильм про деревню. У вас как? Здоровеньки? Здорово, все хорошо? Ну, вроде все нормально. Грех жаловаться? Да. По моим годам нормально. Хорошо выглядеть, отлично выглядеть. 74-й год. В Стулы сейчас приехали, да? Ага. Стулы. Я еще позавчера уехал. Хорошо, хорошо в деревне зимой. Дровишки есть, все есть. Живи и радуйся. Аз ашан хотарит спокойно. Он ревью кутец ероиш, кутец локур любимым фосбара. А вот это же косуц фрумас. Косуц фрумас. Модесты. Нскин плины де кулуари. Și frumos, și vechi. Și istorie, desigur. Alături. Și frumusață de casă. Asta așa, un tipic sovietic timpuriu. Casa împărțită, aici văd că e împărțită chiar la trei familii, era. Acum nu știu, mai locuiește cineva, poate în mijloc, probabil mai locuiește cineva, aparține cuiva. Două părți. Laterale, văd că una e lăsată uitării, dată uitării asta, tot nu, probabil nu trăiește nimeni. Pe centru cineva locuiește, așa era o practică înainte în Uniunea Sovietică. Asta e frumos, asta chiar e frumos.
Cel mai probabil asta tot e din tipul ăsta sovietic, doar că renovată. Doar că renovată. Proiectul, da, este din tip, uite, pe ferestre. De la ferestre, ca seamănă exact ca casa care am vrut să o cumpăr eu, cu ferestrele așa. Doar că este renovată și pusă sub un stăpân. Încă o casă, foarte frumos amplasată aici, într-o așa, pădurici de mesteace, mesteceni. Tare-s frumoși copacești. Mai ales iarna, în satul rusesc, formează tot peisajul. Pădurea într-acolo, de jur în jur, doar pădure. Pădure cât vezi și cât prinde cu ochii. Aici chiar e marginea satului. Satul, iată-l, satul. Începe de aici, așa. Iată așa, un cuprins foarte întins. Cumva concentrat cu densitate spre văgăuna asta, așa. Unde îndrept eu mâna acolo, cam asta e densitatea. Deși el merge până în sus, încolo. Așa. Cu densitatea spre centru, spre verdeață, spre lac. Asta cam este. Asta marginea satului. Ce-o fi fiind, idee nu am. Că a fermă nu pare să fie fermă. Nu pare a fi fermă. Vreun combinat, vreun fost combinat sau vreun depozit furajer sovietic. Se va găsi stăpân și la construcția asta dată, izbeliște uitată de timp, dar se găsesc în ultima perioadă foarte activ, se găsesc proprietari pentru felurite depozite sau pentru ceva de producere. Gata făcut, gata ridicat, pereți groși din cărămidă. Afară e super, timpul e extraordinar de bun, cald, normal, doar cât să fie, vreo 13-15 grade cu minus, foarte bine, confortabil să ții și camera, deși camera la 10-15 grade, repede se descarcă, gata, am ieșit din sat, iată și drumul secundar, despre care vorbeam ceva mai sus, care duce spre șoseaua federală Moscova-Rostov. Încolo sate și iar sate. Păduri. Și iar păduri. Eu o să vă mulțumesc pentru like, pentru susținerea voastră, pentru că ați fost toată această scurtă perioadă de vloguri de aici, din sat. Hai, sănătate și noroc! Toate bune, Domnul să te aibă în pază, succes peste tot! Все, la revedere. Hai. Eu am plecat. La revedere. Gata, parcă așa am o piatră pe suflet. Că am fost a doua oară, vin a doua oară în satul ăsta, dar parcă mă rup de aici cu greu, așa. Simt căldură, da. Oamenii ăștia m-a întâlnit cu bine, mi-au purtat de cinste. Chiar și oamenii ăștia care m-am cunoscut ieri, iată-i acolo, Vitalii. Neamțu Schumacher mi-a ajutat. Totul la țară diferă, deci de cum e la oraș. Oamenii sunt mai săritori la nevoie, sunt mai calzi. Plecăm la oraș. Mă petrec. Mă tac, tihă, pe tihă, mă scripim, nu iedem. Hai, mă, hai, să dușini în miosnăie palea. Hai, Naida.
кого зарыли. Вспомним опосля. Давай, Ген, будь здоров. Будь здоров. Где же твои темные глаза? Там на берегу горит огонь. Так же жизни катится слеза. Где ж ты, одинокая гармонь? Где же твои темные глаза? Там на берегу горит огонь. Так же жизни катится слеза. Am ajuns în Novomoscovsk, aici este Novomoscovsku, centru, mulți dintre voi ați mai fost. Dacă dorință va mai fi, scrieți în comentarii, cumva poate mai ajung la solicitarea voastră. Cu Sasha ne-a rămas bun. Sasha, aici e centru, eu aici adaunim, acolo e hotelul Rosia. Pentru mine aici autogara la mine se asociază cu centru. Sasha, la revedere îți zic. Te las, dar te las ca să vin. Tot timpul să acasă. Am văzut, ai o grămadă de prieteni, ai și ești în autoritate, știi lumea, ai și ceceni, și daghestani, și uzbeci, și moldoveni, și nemți, și esteni. Care dintre tăi, așa, o ultimă întrebare de sfârșit, așa, de vlog, cu care dintre națiuni te înțelegi cel mai bine? Și, sau care ți s-au părut cei mai aproape sau cei mai bună sau cam așa formula întrebării ar fi. Eu m-am pac cu toți. Nu pot să fac diferență și nu pot spun că este vreo naționalitate mai bună ca alta. Sunt oameni între oameni, dar pe lumea asta sunt numai două naționalități. Oameni și neoameni. Sunt oameni buni și oameni răi. Dar restul, el e din Gruzia sau din Osetia, Cecenia, Moldova. Suntem toți oameni, în primul rând. Toți la scârbă, toți plângem cu lacrimi amare și la bucurie ne râdem, ne veselim. N-are importanță și naționalitatea. Atât sângele roșu, cum s-ar spune. Pe fundal de autogară, pe fundal de plecăm la Moscova, pe fundal de ne ștergem lacrimile, da? Vă zicem la revedere, vă îndemnăm, vă rugăm, ne puneți un like, un comentariu neapărat și distribuire. Hop! Davai, noroc!